fii bun și cere-i mai puțin decât celorlalți clienți. Charge him less than the other customers, will you? De ce este avocatul ținut în această celulă de atâta vreme și de ce a fost nepotul lui silit? Să îngenuncheze în fața temnicerului să ceară libertate pentru ei doi. Când știm cu toții că n-au făcut nimic rău și că nimeni n-a meritat mai mult ca cei doi să fie liberi. Why has the lawyer been kept in the cell for such a long time? And why has his grandson been made to kneel down to the jailer to ask for their freedom? When we all know they have done nothing wrong, and no one has ever deserved to be free more than these two. M-am gândit că o să-l îndatorez dacă îi dau de știre că nu. Va trebui să predea statuia mai devreme decât se așteptase. I thought I would oblige him by letting him know he would. Not have to deliver the statue earlier than he had expected. Pe când funcționarul alerga să prindă autobuzul, îi tăie drumul un băiat cu bicicletă. Se ciocniră și căzură amândoi, fură duși la spital și azi tocmai li s-a îngăduit să plece acasă. As the clerk was running to catch the bus, a boy on a bicycle cut his way. They collided and fell down, both of them, were taken to hospital and have just been allowed to go home today. Puma era absolut sigură că nu o să iasă castorul din casă clătinându-se până ce nu va bea toată limonada. The puma was positive the beaver would not stagger out of the house till it had drunk all the lemonade. Nu știam că ai să te întorci, fiindcă crezusem că ai plecat de tot. I did not know you would come back because I had thought you had left for good and all. Contrabandistul mârâică ceasurile de aur pe care încearcă să le introducă. Pe furiș în sare de săptămâni de zile au fost descoperite la vamă.
The smuggler snarled that the golden watches he had been trying to smuggle for weeks had been found out at the customs. Trebuia să-mi spui că s-a uitat fără nicio expresie la tine când ai vorbit cu el să se însoare cu ea. You should have told me he had stared blankly when you had talked to him about marrying her. Cu ce subiect te pisează de la ora 7? What subject has she been harping on since 7 o'clock? Trebuiau să se spele zilnic pe dinți dacă detestă să meargă la dentist. They had better have brushed their teeth daily if they hate going to the dentist. Era un individ laș, așa că i-am spus că vama e un loc fioros. Unde o să îl dezbrace în pielea goală și o să-i taie degetele de la picioare dacă o să mintă. Așa că mai bine ne ardea nouă comoara lui și o să-i o păstrăm. He was a chicken-hearted fellow, so we told him the customs were a fierce place. Where they would strip him naked and cut off his toes if he lied, so he had better give us his treasure, and we would keep it for him. Da, așa face el, cumpără toate cărțile pe care le găsește. Yes, he will do that, he will buy all the books he can find. Ești invidios pe norocul ei de parcă ar fi câștigat o mulțime de bani și ar fi refuzat să-ți dea și ție. You are envious of her luck as if she had won a lot of money and had refused to give you any. S-a dovedit că hoțul a spus adevărul. The thief turned out to have told the truth. L-am întrebat pe jucătorul de bridge de ce a fost învinuit și mi-a răspuns că i-a fost pus în cârcă ceva ce n-a făcut niciodată. I asked the bridge player what he had been blamed for. And he replied that something he had never done had been blamed on him.
orice ai zice. Nu vreau să cred. Whatever you may say, I will not believe it. E precis foarte curajos dacă a salvat o tânără din ghearele balaurului. He must be very gallant if he saved a young girl from the claws of the dragon. Îți vor fi confiscate puștile dacă ai să încerci să le vinzi poliției. The guns will be confiscated from you if you try to sell them to the police. Fata dansează pe poante de când s-a ridicat cortina. The girl has been toe dancing since the curtain went up. Ești bun să-mi spui unde este cântarul pe care l-am căutat toată ziua și pe care încă nu l-am găsit? Would you please tell me where the scales which I have been? Looking for all day and which I have not found yet are? Muriel se distra bine dacă își dădea toată ziua drumul jos pe topogan. Muriel would have enjoyed herself if she had slid all day downhill on a toboggan. Trăiască cei ce sunt sătui de dulciuri și le lasă copiilor. Long live those who are sick of sweets and leave them for the children. Când s-o trimit la pensionul de fete. When shall I send her to the academy for girls? De ce să mă spăl tocmai eu în lighean în loc să folosesc cada? Why should I wash in the basin instead of using the bathtub? Acest pulover gros și aceste mănuși cu un deget au fost tricotate pentru. Soldații care de două săptămâni luptă cu lăcustele care ne-au invadat toate recoltele. This thick pullover and the mittens have been knit for the soldiers who have been. Fighting for 2 weeks against the grasshoppers that have invaded all our crops. Pot să te ajut cu ceva? Can I help you?
Discuți de 2 minute încoace că o să împrumuți bani de la el? Have you been talking about borrowing money from him for the last 2 minutes? Lucia vrea să știe dacă ne-am fi rătăcitori în unul de altul. Unde era codrul mai des dacă am fi mers ținându-ne de mână? Lucia wants to know whether we would have strayed apart. Where the woods were deepest if we had walked hand in hand. E apărată de vrăjitoare de către un robot. She is protected from the witch by a robot. Urla de parcă-l mușcase un câine. He was yelling as if a dog had bitten him. A fost văzut folosind 5 foarfece și apoi ascunzându-le în geantă. He was seen using 5 pairs of scissors and then hiding them in his bag. I-am explicat de ce trebuie să-l intereseze în primul rând genul epic. I explained to him why fiction must be his main interest. Nu ți-ai dat seama că e normal să îi slăbească vederea la 80 de ani? Didn't you realize it was natural that his sight should be going at the age of 80? Dentistul a fost așteptat la gară de un azi, când a venit un chirurg în locul lui și ea. Comunicat că dentistul e reținut la clinică, unde are mai mulți pacienți decât poate trata. The dentist was waited for at the station the other day, when a surgeon came in his place and communicated the dentist was detained at the clinic, where he had more patients than he could handle. Habar n-am. I have no idea. Taurul se temea că o să atingă ușor căruța când va trece pe lângă ea, atunci când o să meargă la câmp. The bull was afraid it would brush the cart as it passed by it, when it was going to the field. Mi se adresă, zicând că vrea să ne împrietenim.
întrucât s-a făcut pace și vrea să fie în relații bune cu toată lumea. He addressed me saying he wanted to make friends. Since peace had been made and he wanted to be on good terms with everyone. Nu trebuia să-l minți de la obraz dacă chiar știai că ți-a. Fost totdeauna prieten bun și nu te-ar fi înșelat niciodată. You should never have done him in the eye if you really knew he had. Always been a good friend to you and would never have cheated you. Mai bine i-ai spune să nu-și mai treacă degetele prin păr când e nervos. You had better tell him to stop running his fingers through his hair when he is nervous. Căuta un afin și am spus că ar trebui să plece acasă fiindcă. Se întunecă și în orice caz nu va găsi niciunul în zona aceea. He was looking for a bilberry tree, and we told him he should go home because it was getting dark. And anyway, he would not find any in that area. Se repară televizorul fiindcă e un film de seară. The TV set is being repaired because there is a film tonight. Mai bine te plimbai la ora 5. Cum ai zis că o să faci? You should have been walking at 5 o'clock, as you said you would. L-ai mai sucri acum dacă te lăsa în pace? Would you be nagging at him now if he had left you alone? Mai bine ți-ai ține capul sus și ai fi mândru de ce ai făcut. You had better keep your head up and be proud of what you have done. Când ne-am întâlnit, se vede că încerca să-și găsească permisul de conducere. Pe care l-a pierdut acum mai multe săptămâni. When we met, he must have been trying to find his driving license, which he lost weeks ago. Mai bine ar lua copilul de ureche și l-ar izgoni din odaie.
He had better take the child by his ear and throw him out of the room. Poate că i-a făcut cu ochiul, e foarte drăguță și poate că a vrut să o invite la o petrecere diseară. He may have cocked his eye at her. She is very pretty and he may have wanted to invite her to a party tonight. Mânca o mulțime de dulciuri când era copil. He would eat a lot of sweets when he was a child. Luisa ar fi vrut să știe dacă câinele ei ar fi cutreierat. Străzile Londrei sau nu dacă îl lasă să iasă singur. Louise would have liked to know whether her dog would have rambled the streets of London if she had let it go out alone. Frizerul trebuia să-și bărbierească clientul când a bătut ceasul ora 8. The barber should have been shaving his customer when the clock struck 8. Fă bine și du-te chiar acum la farmacist. Go to the chemist right now, will you? Peștii săltau neputincioși pe mal, uitați acolo de pescarul care îi prinsese cu năvodul. The fish were flopping helplessly on the bank. Forgotten there by the fisherman who had caught them in the net. Atribuie cineva piesa aceasta vreunui începător? Does anyone attribute this play to a beginner? Ar fi vrut ca tu să nu fi încercat să vizitezi castelul acela, întrucât știa că e inaccesibil călătorilor. She wished you had not tried to visit that castle since she knew it was inaccessible to travelers. Se recurge la forță când un copil nu poate fi convins să-și facă temele. Force is resorted to when a child cannot be persuaded to do his homework. Am să întreb când pleacă trenul. I shall ask when the train leaves.
Când i s-a spus fetei în casă să facă curat în cameră, ea a protestat că e și așa prea ocupată. When the maid was told to do the room, she remonstrated that she was far too busy as it was. Ai prefera să nu mai fiu gelos pe tine, nu-i așa? You would sooner I stopped being jealous of you. Wouldn't you? Venea adesea să ne vadă mai de mult. He would often come to see us a while ago. A zis că o să vină după ce o să termine. He said B would come after he had finished. Emisarul ar fi transmis mesajul tău când l-ai căutat dacă pleca de aseară, cum îi spuseseși. The emissary would have been delivering your message when you. Looked for him if he had left last night, as you had told him. Li se pare că mai bine nu era găsit cu mâinile împreunate în rugăciune. They would rather he had not been found hands clasped in prayer. Câți pești ai? How many fish have you got? El întreabă când am să-i înapoiez revistele pe care mi le-am împrumutat acum 2 ani. He asked when I shall return the magazines he lent me 2 years ago. Dramaturgul ar fi scris ieri toată ziua dacă nu i se spunea să vină să-l întâmpine la aeroport pe regizor. The dramatist would have been writing all day yesterday if he had. Not been told to come and meet the stage manager at the airport. Maria habar n-are dacă s-ar trezi ori nu lunecând de colo-colo cu tavă. Plină cu pahare dacă ar avea musafiri într-o zi când vrea să se odihnească. Maria has no idea whether she would find herself gliding about with a tray. Full of glasses if she had any guests on a day when she wanted to rest. În cele din urmă, Grigore n-ar fi dat din întâmplare.
peste drumul cel bun dacă n-ar fi de obicei băiat norocos. Gregory would not have stumbled on the right way at last if he were not usually a lucky boy. Va fi prins asupra faptului înainte să-l poți preveni că nu trebuie să se alăture acelui grup. Fiindcă au de gând să jefuiască o bancă. He will have been caught red-handed before you can warn him that. He must not join that group because they are going to rob a bank. Nu mă minți tu pe mine, sunt sigur. You would not lie to me, I am sure. A recunoscut că a fost entuziasmat de idee, dar s-a purtat de parcă nu i s-ar fi spus nimic. When she became engaged to him, she was so happy as if she had never been engaged before, which was not the case. Nu avea pic de înțelegere de parcă știa că burfașul condamnat a făcut rău multora. He was destitute of sympathy, as if he knew the convicted burglar had done harm to many people. Amenințat că o să dea taina în vileag dacă n-am să-i plătesc o sumă mare de bani. Care se ridică la mai mult decât îmi puteam permite. He menaced he would let the cat out of the bag unless I paid him a large sum of money. Which amounted to more than I could afford. Mai bine ai citi în loc să cânți. You had better be reading instead of singing. Creditorul o amenință că se va împiedica de prag și își va frânge gâtul dacă nu o să-i înapoieze banii. Ceea ce s-ar fi și întâmplat dacă ea n-ar fi fost precaută. Her creditor menaced she would trip over the threshold and break her neck if she did not return his money. Which would have happened unless she had been careful. Pupuza va cloci omul de 2 săptămâni până să-i găsești cuibul. The hoopoe will have been hatching eggs for 2 weeks when you find its nest.
s-ar spera la un succes în cazul tău, dacă nu cumva ai face tot ce poți să nu reușești. Success would be hoped for in your case, unless you did your best to fail. Dacă ai înmulți 7 ori 7, mi-ai spune rezultatul. If you multiplied 7 by 7, would you tell me the result? Mai bine l-apucau de ceafa când l-au găsit. They had better have seized him by the neck when they found him. L-am întrebat dacă banii mei sunt buni. I asked him if my money was good. Ai mai citit-o vreodată? Have you ever read it before? Vrut să știe titlul ultimului meu roman despre animale. He wanted to know the title of my latest novel about animals. Ai putea să-i dai unos câinelui dacă îl vezi că se linge pe bot când mănânci. You might give a bone to the dog if it licks its lips while you are eating. De obicei sângeresc când te tai la deget, iar dacă sora vitregă a prietenului tău nu sângerează deloc. Atunci se vede că e o extraterestră și mai bine ai cerceta chestiunea înainte să fie prea târziu. One usually bleeds when one cuts one's finger, and if your friend's stepsister does not bleed at all. Then she must be an alien, and you had better look into the matter before it is too late. O să ți se dea un iepure de casă ca răsplată pentru purtarea frumoasă. You will be given a rabbit as a reward for good behavior. Ar fi trebuit să nu-ți mai frângi mâinile. You should have stopped wringing your hands. Cum traversa Camila deșertul dacă n-avea cine să o mâne? How would the camel have crossed the desert if it had not been for its driver? Poate că și-a țintit ochii asupra gulerului tău dacă era murdar. He may have fastened his eyes on your collar if it was dirty.
Am să mă sprijin de brațul tău când am să vin mâine de la doctor cu piciorul în gips? Shall I be leaning on your arm tomorrow when I come from the doctor with my leg in plaster? Cu cât veți fi mai mulți, cu atât va fi mai interesant. The more you will be, the more interesting it will be. It is colder and colder here. Precis că citește. He must be reading. Nu trebuie să iei niciun medicament fără sfatul doctorului. You must not take any medicine without your doctor's advice. Măcelarul a declarat că va vinde salamuri a doua zi toată ziua. Așa că va fi prea ocupat ca să vină la petrecere. The butcher declared he would be selling sausages all next day. So he would be too busy to come to the party. A întrebat când au să înceapă să învețe pentru examene. He questioned when they would start studying for the exams. Vreau să știe ce am cumpărat. He wanted to know what I had bought. Venea să ne viziteze numai când simțea că e calm. He would come to visit us only when he felt he was calm. Sofia m-a întrebat ce filme am mai văzut. Sofia asked me what other films I had seen. N-am fost până acum la curent cu necazurile tale, dar... Când socrii mi-au spus că zaci de săptămâni de zile în pat și că pleci în Australia ca să fii operat. M-am hotărât pe dată că trebuie să vin să te văd, așa că iată-mă. I have been in the dark about your troubles so far. So when your parents-in-law told me you had been lying in bed for weeks and you were leaving for Australia to be operated on there. I decided at once I must come to see you, so here I am.
Să facă el una ca asta. That he should do such a thing. Se zice că pleacă mâine la Londra. He is said to be leaving for London tomorrow. O prietenă de-a mea pretinse că lucrează și nu o să meargă acasă până nu apare vrăjitorul care a face minuni. Să arate dacă poate face mai mult ca ea. A friend of mine claimed she was working and would not go home until the wizard who did wonders turned up to show if he could do more than her. Richard m-a întrebat la ce m-am referit în scrisoare și dacă măcar în cele din urmă am să-i spun adevărul. Richard asked me what I had referred to in my letter and if I was going to tell him the truth in the end at least. Vrea să știe dacă te ai duce ori nu, în caz că ți-ar da un bilet, iar eu nu știu ce să-i spun. He wants to know whether you would go if he gave you a ticket, and I do not know what to tell him. Salopeta lui zăcea pe pat și era veche. His overalls were lying on the bed and they were old. Fusese întrebat cine este și răspunsese că nu și-aduce aminte. A uitat de când e în spital și că va pleca după ce se va însănătoși. He had been asked who he was, and he had answered he did not remember. He had forgotten how long he had been in hospital and he would leave when he had recovered. Nu trebuia să-ți dai atât osteneala, găsea poliția hoțul mai devreme ori mai târziu. You needn't have taken all that trouble, the police would have found the thief sooner or later. A recunoscut că va fura bijuteriile dacă le va găsi vreodată. He acknowledged he would steal the jewels if he ever found them. O să mă joc cu un hârciog când o să mă duc să-mi văd bunicii.
I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. Martin se întreabă dacă ar încerca ori nu copilul să zboare. Dacă ar vedea pescărușca zăpada planând în albastrul cerului. Martin wonders whether the child would try to fly if he saw snowy gulls gliding in the blue sky. Mai bine l-ai trage de păr dacă nu se tunde azi. You had better pull his hair if he does not have his hair cut today. Munții se află la nord de orașul meu, iar el se uita la sud și se prefăcea că-i vede. De parcă nu i-am fi spus că nu-i poate vedea într-acolo. The mountains lie north of my town, and he was looking south and pretended to see them. As if we had not told him he could not see them in that direction. Nu trebuia să-l indispui, fiindcă i s-a urcat sângele la cap și a început să înjure. You had better not have upset him because his blood rose to his face and he started swearing. Iluzionistul nu știa de ce a tot spus că e ca și făcut, întrucât era convins că nu poate scoate la iveală porumbei din joben. Fiindcă nu fusese răpuș acolo dinainte, iar el nu fusese niciodată magician. The conjurer did not know why he had been saying that it was in the bag. Since he was certain he could not produce pigeons out of his top hat, because they had not been introduced there beforehand, and he had never been a magician. Mai citește ori a ajuns la un capitol pe care nu-l înțelege? Is he still reading, or has he arrived at a chapter which he does not understand? Precis minte chiar dacă ți-a spus că ce are e contagios. He must be lying if he has actually told you that what he has is infectious. S-a țintit în pasăre, dar ursul a fost deja împușcat. The bird has been aimed at, but the bear has already been shot.
Se zice că s-a întors din străinătate. He is said to have returned from abroad. Mai mergi undeva? Are you going anywhere else? Canarul ciripea de o bună bucată de vreme, când a sărit pisica la colivie și l-a scos din minți de frică. The canary had been chirping for quite a while when the cat jumped at the cage and scared it to death. Să trăiești mult și să fii fericit. May you live long and be happy. Poate că și-a acoperit ochii cu palmele ca să nu vadă cum dai cu piciorul în pisică. He may have bridged his hands over his eyes, in order not to see how you were kicking the cat. Mai vine cineva? Is anyone else coming? Îmi poți spune la banii cui a fost adăugată această sumă? Can you tell me whose money this sum has been added to? Am înțeles că ai cumpărat castelul și ai să te lupți cu fantoma Karel. Construise cu un secol înainte și care îl bântuia în fiecare iarnă de atunci. I understood you had bought the castle and you would fight the ghost witch. Had built it a century before and which had haunted it every winter ever since. Doar n-o să te duci la gară în miez de noapte. You would not go to the station at midnight. Mi-a spus că nu-i nevoie să mă duc la mare dacă nu vreau. He told me I needn't go to the seaside if I did not want to. Ar prefera ca eu să nu fi spus nimănui că e nebun după ea. He would rather I had not told anyone he was mad about her. Când i s-a vorbit regizorului, actorii au amuțit și publicul nu înțelegea ce se întâmplă. Cine se adresează regizorului în mijlocul spectacolului și de ce? When the stage manager was spoken to, the actors fell silent, and the audience did not realize what was happening.
Who was addressing the stage manager in the middle of the performance and why? Te tocmești deseori cu negustorii la preț? Do you often argue with merchants for prices? Aș vrea ca el să știe dacă ea a fost sau nu credincioasă. I wish he knew whether she has been faithful to him. Petrecea zile întregi în seră când era liberă. She would spend whole days in the conservatory when she was free. Doi ori 12 fac 24. 2 × 12 = 24. Zise că trebuie să am grijă de urs, fiindcă îi curge sânge din nas. He said I must take care of the bear because its nose was bleeding. A zis că scrie și nu vrea să fie deranjat. He said he was writing and he did not want to be disturbed. Ai contribui la sumă dacă te-aș ruga? Would you contribute to the sum if I asked you to? Mergea cu mașina în viteză prin oraș, sperând că o să fie amendat. He was racing his car across the town, hoping he would be fined. Pantalonul lui e mult mai vechi decât al tău. His trousers are much older than yours. N-am să tolerez să țipi la noi. I shall not have you shout at us. Mai bine ai veni acum. You had better come now. Mai vrei ceva? Do you want anything else? Pe cine a zis că o să întrebe Rebecca unde și-a pierdut fratele ei ghiozdanul? Whom did Rebecca say she would ask where her brother had lost his school bag? Polonezul are să meargă într-un safari când va învăța drumul spre Africa. The Pole will go on a safari when he learns the way to Africa.
Poate că GYRG-ul se tocmește la prețul perlelor și în cazul acesta o să ia multă vreme să-și vândă colierul. The goldsmith may be bargaining about the price of pearls. And in that case, it will take him a long time to sell his necklace. Ți se oferă o înghețată, de ce nu ei? You are being offered an ice cream, why don't you take it? Să scriu eu rezumatul sau îl scrii tu? Shall I write the abstract or will you? Pescarul a văzut că barca e scuturată de vânt, așa că a intrat în colibă și a rămas acolo. Așteptând să se domolească furtuna, numai că barca lui a fost împinsă către mare de vânt și s-a scufundat. The fisherman saw his boat was shaken by the wind, so he went into his hut and stayed there. Waiting for the storm to abate, only his boat was pushed by the wind into the sea and was sunk. Nu ți se pare de necrezut să se strice untul așa de curând? Don't you think it unbelievable that the butter should go bad so soon? Știai că are permis de conducere de o lună și își conduce singur mașina de o săptămână? Did you know he had had a driving license for a month and he had been driving his own car for a week? Poate că își mușca buza pe când i se spunea că a făcut o greșeală. He may have been biting his lip while he was being told he had made a mistake. Potârnic i-ar fugi din locul acesta dacă ar ști ce ai de gând să faci. The partridge would be running away from this place if it knew what you were going to do. Polițistul fu de acord că a fost înșelat de brutar, care i-a vândut pâine veche în loc de pâine proaspătă. Iar el știe că brutarul vinde de mai multe ori pâine veche, dar n-a putut lua nicio măsură. The cop agreed that he had been cheated by the baker, who
who had sold him stale instead of fresh bread. And he knew the baker had been selling stale bread for 2 hours, but he had not been able to do anything about it. Să se fi strecurat Evelina printre oamenii adunați în fața băcăniei. Și ar fi văzut câinele mâncând carnea măcelarului. Had Evelyn threaded her away among the people gathered in front of the grocers? She would have seen her dog eating the butcher's meat. E un ticălos destrăbălat și va trebui să meargă la închisoare, fie că își recunoaște vinovăția sau nu. He is an abandoned rogue and he shall go to prison, whether he pleads guilty or not. Prima a trebuit bufniței o noapte întreagă să găsească rămurele și pene pentru cuib. It took the owl a whole night to find twigs and feathers for its nest. Nu iese fum fără foc. There is no smoke without fire. Dacă ar fi știut, ți-ar fi mângâiat obrazul cu arătătorul. If he had known, he would have stroked your cheek with his forefinger. E ciudat că nu vrea să plece în Africa. It is strange that he should not want to go to Africa. Omi a întrebat până unde merg și ea am răspuns că merg mai departe decât se așteaptă. He asked me how far I was going, and I answered I was going farther than he expected. Ce ai de gând să faci când o să se întoarcă și o să te întrebe cui ai dat banii? What are you going to do when he comes back and asks you whom you have given the money to? Ducele își călărea calul din zor și până în seară, dacă nu refuza calul să-l ducă. The Duke would have been riding his horse from morning till night if the horse had not refused to carry him. Pușcăriașul a recunoscut că a fost întemnițat fiindcă a fost.
prins jefuind o bancă și a fost mai întâi judecat cinstit. The convict admitted that he had been imprisoned because he had been caught robbing a bank. And he had been given a fair trial first. Ursul cenușiu nu înțelegea când se va topi zăpada, fiindcă de mult era vară. Dar vârful muntelui încă era acoperit cu zăpadă și gheață. The grizzly did not understand when the snow would melt, because it had been summer for a long time. But the top of the mountain was still covered by snow and ice. Se vede că și-a dat la reparat de unele pantofi, fiindcă atunci când ne-am despărțit pierduse un toc. Iar acum văd că are amândouă tocurile, ca de obicei. She must have had her shoes mended the other day, because when we parted she had lost one heel. And now I see she has both heels, as usual. Bretelele lui erau colorate roșu cu verde și i-am spus să le vopsească. Fiindcă nu se face ca un gunoier să poarte bretele la fel ca superiorii lui. His braces were red and green, and I told him to dye them because it did not do for a dustman to wear the same braces as his betters. Amelia se plânse că va slăbi dacă o să alerge așa de iute. Amelia complained that she would lose weight if she ran so fast. Cercetătorul se întrebă dacă să-și ia o vacanță. The researcher wondered if he should take a holiday. A învățat în ultima vreme cu ce țări se învecinează Anglia. Has he been learning of late what countries England borders on? Fata în casă ar trebui să fie unde a zis că se duce dacă. Nu cumva s-a răzgândit și s-a dus mai degrabă la teatru. The maid should be where she said she was going. Unless she has changed her mind and has gone to the theater instead.
Poate că îmi voi fi terminat lucrarea până vii tu să mă ajuți. I may have finished my paper by the time you come to help me. Mă întreb de ce vei fi felicitat. Întrucât toată lumea știe că n-ai primit premiul pe care te așteptai să-l primești. I wonder what you will be congratulated on. Since everyone knows you have not received the prize you expected to get. Ai putea să fii mai înțelegător dacă ți-ai da o steneală să ne cunoști mai bine. You could be more sympathetic if you took the trouble to know us better. S-ar mânca stridii în acest restaurant dacă ar fi vreun client. Oysters would be eaten in this restaurant if there were any customers. E de dorit să nu întinzi coarda prea tare. E o persoană nervoasă și s-ar putea să te bată dacă îl iriți. It is desirable that you should not go too far. He is a nervous person and might beat you if you annoy him. N-ai să te plângi de elevii profesorului lor? Won't you complain of the pupils to their teacher? Nu trebuia să se ducă la un profesor exigent să fie examinată, fiindcă știa că nu e bună la matematică. She should not to have gone to an exacting teacher to be examined. As she knew she was not good at mathematics. Mă întreb de ce n-a venit. I wonder why he has not come. Maimuța pretinse că o să se furișeze la pândă în întuneric când o să apună soarele. The monkey claimed it would lurk in the dark when the sun set. Din întâmplare se sprijinea de brațul lui când a apărut mama ei. She happens to have been leaning on his arm when her mother turned up. Nu e înspăimântător că se joacă cu un schelet pe care l-a găsit în curtea.
din spate și care se vede că a fost îngropat acum 100 de ani acolo. Isn't it horrifying that he should be playing with a skeleton which he found in the backyard? And which must have been buried there 1,000 years ago. Canadianul a replicat că va conduce locomotiva în următoarele 2 săptămâni. The Canadian replied that he would be driving an engine for the next 2 weeks. Budinca bucătarului a fost deja mâncată, a fost incredibil de gustoasă și toți musafirii au. A afirmat că de ani de zile n-au mai mâncat o budincă așa de bună, poate chiar de când se știu. The cook's pudding has already been eaten, it has been incredibly tasty. And all the guests have stated that they have not eaten such a good pudding in years, maybe for as long as they can remember. Trebuia să-și ascundă fața în fusta mamei și lieta. He should have buried his face in his mother's skirt, and she would have forgiven him. Jack ar mărșălui 30 de mile dacă ar ști cine-i ordonă să o facă. Jack would march 30 miles if he knew who ordered him to do that. Gazela voia să știe câtă vreme va trebui să alerge. The gazelle wanted to know how long it would have to run. Să-l pedepsesc or crezi că și va recunoaște greșeala și își va cere scuze? Shall I punish him or do you think he will admit he was wrong and apologize? Ce-l face să ceară informații suplimentare? What makes him ask for further information? A zis că citește de mult. He said he had been reading for a long time. Dacă Cecil nu s-ar fi grăbit când i-am spus că-i vremea să plece. Pierdea avionul spre China și ar fi trebuit să rămână aici. If Cecil had not hurried when I told him it was time to go.
he would have missed the plane to China, and he would have had to stay here. Cu cât înveți mai mult, cu atât știi mai mult. The more you study, the more you know. Mesajul omului de afaceri a fost primit azi, iar directorul acordă acum o audiență. Partenerului omului de afaceri, care e de mai multă vreme în oraș, de la cea mai fierbinte zi din iulie. The businessman's message has been received today, and the manager is now seeing the businessman's partner. Who has been in town for a while, since the hottest day in July? Pianistului ar fi plăcut să îi se spună ce să cânte. The pianist would have liked to be told what he should play. Se zice că ar pleca mâine. They say he will leave tomorrow. Știam că poliția caută un spărgător, dar nu mi-aș fi închipuit că tu ești acela. I knew the police were looking for a bank robber, but I should not have imagined it was you. Vino neapărat să-mi faci o vizită când dai să fii în Anglia. You must come and visit me when you are in England. Mai că era să-l omori. You almost killed him. Nu știe nimeni a cui e. Nobody knows whose it is. Porumbița va mânca semințe mâine toată ziua, fiindcă e aici cu nata ta și ea îi dă semințe întotdeauna. The dove will be eating seeds all day tomorrow. Because your sister-in-law is at home and she always feeds it seeds. Poștașul ducea scrisori de o zi întreagă când veni un domn bătrân să-l întrebe de ce nu și-a primit încă ziarul. Iar poștașul obosit se înfurie de-a binelea. The postman had been delivering letters for a whole day when an old gentleman came to. Ask him why he had not received his paper yet, and the tired postman flew into a rage.
Unde va fi găsită pisicuța care a fugit? Where will be found the cat which run? I s-a făcut adesea semn să plece de când lucrează aici, fiindcă apare întotdeauna când nu trebuie. He has often been beckoned to go away since he has worked here. Because he always turns up at the wrong time. Se juca de multă vreme când s-a pornit ploaia. He was playing. He had been playing for a long time when it started raining. Nu trebuia să-i ascundă adevărul. Îl știa deja și nu-i păsa ce s-a întâmplat. He needn't have hidden the truth from her, she already knew it and did not care what had happened. Ne așteptam să fi sosit aseară. We expected you to have arrived last night. Aș fi vrut să nu încerce să mă întrebe dacă îmi e cunoscută ideea de a trăi o lună cu banane. I wished they did not try to ask me whether I am familiar with the idea of living on bananas for a month. Băiatul vorbea de parcă știa engleza de când era copil, deși uitase mult de când fusese în Anglia. The boy was speaking as if he had known English since he had been a child. Although he had forgotten much since he had been to England. Ai putea citi ziarul acum dacă avea abonament. You could be reading the paper now if you had a subscription. Puțin știu ce mult muncește. Few know how hard he works. Humphrey punea piciorul în barcă dacă ar fi destul de viteaz să o facă. Humphrey would have stepped into the boat if he were brave enough to do it. Am să cumpăr calul de paradă dacă am să merg la târg joi. I shall buy the palfrey if I go to the fair on Thursday. Din întâmplare se plimba braț la braț cu ea când ne-am întâlnit.
He happens to have been strolling arm in arm with her when we met. Nu ți se pare greu de crezut că această carte stă pe raftul de sus, cu toate că eu am găsit-o în bucătărie. Doesn't it seem hard to believe that this book should? Go on the top shelf, although I found it in the kitchen? E ciudat că a plecat așa de curând. It is strange that he should have left so soon. Credeam că știe de mult engleza. I thought he had known English for a long time. E de necrezut că mă rogi să te ajut când știi că sunt supărat pe tine. It is incredible that you should ask me to help you when you know I am angry with you. Cu cât știi mai mult, cu atât uiți mai mult. The more you know, the more you forget. N-ar cere luna de pe cer dacă nu i-ai da absolut tot ce vrea. She would not be crying for the moon if you did not always give her whatever she wanted. Ai putea să încetezi cu fluieratul dacă îți dai seama că o irită. You might stop whistling if you realize it annoys her. Toți copiii mai mari de 10 ani sunt trimiși la mare. All children above the age of 10 are being sent to the seaside. Amy afirmă că o să numere până la 1 milion dacă mama o să-i dea un pachet de ciocolată. Amy asserted that she would count to 1 million if her mother gave her a bar of chocolate. Rața va fugi prin curte multă vreme până să înceteze câinele să o alerge. The duck will have been running across the yard for a long time before the dog stops chasing it. Măcar dacă nu stătea față în față cu tine în tren. If only he had not sat opposite to you in the train. Pacientul era din ce în ce mai bine. The patient was getting better and better. O
pot să-ți promit că n-am să uit niciodată un vechi prieten. I can promise you I will never forget an old friend. Ușa cabinetului nu vrea să se deschidă. The door of the closet won't open. În general sunt obișnuit să citesc până noaptea târziu, dar astă seară sunt trimis de vreme la... culcare fiindcă mâine mă duc la pescuit cu străbunicul meu, care se scoală cu noaptea în capitolul. I am usually accustomed to reading till late at night, but tonight I am being sent to bed. Early since tomorrow I am going fishing with my great-grandfather, who is an early riser. Pe cine credeai că ai să găsești aici? Whom did you think you would find there? Puteai să-i împrumuți niște bani dacă știai că are greutăți. You might have lent him some money if you knew he was in need. Dacă Brian și-ar da seama ce face mama lui vitregă, ar certa-o și ar încuia-o în odaia ei. If Brian were aware of what his stepmother was doing, he would scold her and lock her in her room. Ar trebui să-i spui băiețelului acela dacă dai de vreun bananier. Fiindcă îi plac grozav bananele și dacă s-ar urca în el n-ar mai lăsa nici măcar o singură banană. You should tell that little boy if you come across a banana tree. Because he is very fond of bananas and, if he climbed it, he would not leave a single banana there. Omi a prevenit că o să mă pripesc dacă o să cumpăr mătura aceea costisitoare. Dar n-am vrut să îl ascult și tocmai am cumpărat-o. He warned me that I should catch the ball before the bound if I bought that expensive broom. But I would not listen to him, and I have just bought it. Mă cunoști de mult? Have you known me for a long time? Îi amorțise piciorul de când se așezase copilul pe el.
Her foot had gone to sleep since the child had sat down on it. Speram că pot merge pe jos până la gară, dar m-am oprit la o stație de autobuz. I hoped I could walk to the station, but I stopped at a bus stop. Belgianul a susținut că dușmanul va traversa în curând lacul, împroșcând cu apă. The Belgian held that the enemy would soon be splashing across the lake. Englezul și englezoaica afirmară că au să fie iertați dacă au să se căsătorească. The Englishman and the Englishwoman stated that they would be forgiven if they got married. Renul se temea că elanul nu o să se poticnească de buștean până n-o să bea o sticlă de whisky. The reindeer was afraid the elk would not stumble over the log till it had drunk a bottle of whiskey. Avea mare grijă de tenul ei când era tânără. She would take great care of her complexion when she was young. Trebuia să-mi explici mai curând ce vrei, în loc să mă faci să-mi pierd vremea. You might have explained to me sooner what you wanted, instead of making me waste my time. Dacă cumva nu i-ai spune că rochia care nu-i place e specifică țării tale. Suppose you never told her that the dress she disliked was peculiar to your country. William întrebă de ce n-am cerut trei pantaloni și cine o să poarte rochia pe care am cumpărat-o. William asked why I had not asked for three pairs of trousers and who would wear the dress I had bought.